În plin scandal al protocoalelor secrete SRI Justiție, Inspecția Judiciară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a dat publicității protocolul încheiat în anul 2016 cu Serviciul Român de Informații. Serviciul Român de Informații transmite a. la solicitare orice informații referitoare la lucrările aflate pe rolul Inspecției Judiciare, b. din oficiu orice informații în legătură cu acte sau fapte susceptibile a fi încadrate ca fiind abateri disciplinare săvârșite de magistrați. Inspecția Judiciară, în urma efectuării verificărilor prealabile proprii potrivit legii, va comunica într-un termen rezonabil utilitatea datelor și informațiilor transmise de SRI și respectiv modul lor de valorificare. Se spune, printre altele, în protocolul semnat de cele două instituții. Inspecția Judiciară a transmis că protocolul și-a încetat efectele la 8 martie 2017 și că în niciuna dintre procedurile administrative de verificare a activității și conduitei judecătorilor și procurorilor, derulate în intervalul în care protocolul a fost în vigoare, Inspecția Judiciară nu a solicitat și nu a transmis Serviciului Român de Informații date și informații. Inspecția Judiciară mai susține că în același interval nu a fost exercitată nicio acțiune disciplinară împotriva magistraților ca efect al protocolului și că toate acțiunile disciplinare exercitate de Inspecția Judiciară au fost întemeiate exclusiv pe situații de fapt constatate nemijlocit de inspectorii judiciari, fără alte date și informații furnizate în temeiul protocolului ori a vreunei colaborări cu alte entități. Protocolul a fost semnat de către șeful Inspecției Judiciare, Lucian Netejoru, și de către fostul prim adjunct al SRI, Florian Coldea.